Mobilizarea de forțe în Câmpina. Codul portocaliu intrat în vigoare astăzi la ora 12 a întrunit autoritățile în ședințe pentru stabilirea priorităților și măsurilor ce trebuie luate, date fiind condițiile meteo. Începând de mâine, deocamdată pentru ziua de mâine, se închide funcționarea instituțiilor publice de învățământ, de școlile și liceele și grădinițele din Câmpina nu vor mai funcționa cel puțin în ziua de mâine. După ziua de mâine vom vedea dacă și poimine și zile următoare mai este nevoie de o asemenea măsură. Cred că în dată de mâine școlile vor fi închise. Câmpinenii sunt rugați să se deplaseze pe cât posibil fără autoturisme, iar în cazul în care acestea le sunt neapărat necesare, să nu parcheze sau staționeze pe partea carosabilă pentru buna desfășurare a activității firmei de dezăpezire. Traseul Telega nu se mai circulă până la Buștenat, se circulă numai până în centru. De asemenea, pe zona Provițelor, numai până în Provița de Jos, deocamdată. Societatea care se ocupă de viabilitatea drumului acționează permanent, dar sunt cantități mari de zăpadă. Pe DN1 de la Nistorești către Brașov s-a impus restricție pentru mașinile mai mari de 7,5 tone, la fel și pe DJ-102I către Valea Doftanei. Din nefericire, autoritățile au avut de-a face și cu un caz social. Acest minor trăia singur într-o rulotă astăzi, în niște condiții deosebit de grele. El era oricum un tânăr cu handicap grav. Tatăl său aseară a fost internat la Spitalul Județean cu care locuia în rulotă pentru un accident vascular. Copilul, când ne-am dus, într-adevăr, era într-o situație absolut critică. Și atunci am luat legătura cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilor din Ploiești, care ne-a acordat un loc la Centrul Sfântul Andrei din Ploiești. La Poliția Locală va funcționa o echipă de permanență pe care o puteți contacta la numărul de telefon 0244 33 2420 în cazul unor probleme deosebite. Oamenii sunt totuși într-un caz fericit față de alte localități din sud-estul țării. Foarte greu. Alunecă, e gheață de dedesubt. Și mai ninge. Și ninge mereu. Noi mulțumim lui Dumnezeu că face de buzoieni de alții. Suntem bine. Cod portocaliu să fie asta. E iarnă obișnuită aici. La noi e foarte bine, comparativ cu restul țării. Să-i plângem pe cei care sunt astupați de zăpadă. Nu-ți vine să crezi. Vezi cu ochii și nu-ți vine să crezi. Păi de ei săraci.